Mii de români vor ieși mai devreme la pensie dacă Senatul aprobă noile modificări făcute la legea pensiilor. Proiectul de lege face referire la angajații care muncesc în condiții grele sau deosebite de muncă, context care obligă la efort sporit și pericol profesional în plus. Bolile profesionale, inclusiv cele provocate sau agravate de condițiile de muncă defavorabile, reprezintă o povară grea pentru lucrători, întreprinderi și sistemele de asigurări sociale. În prezent sunt afectați un număr de peste 30.000 de lucrători încadrați în condiții deosebite, se arată în expunerea de motive din proiectul privind scăderea vârstei de pensionare.